Simplul fapt că a întrebat un mecanic de locomotivă de ce nu circulă trenurile pe ruta Bălțungheni a fost reținută de poliție. Motivul: se afla între liniile de cale ferată și bloca traficul. Informația apare în presa din Moldova. Mai mult, unul dintre polițiști spune că sacoșa pe care o avea femeia cu sigla unui supermarket din România ar fi fost dovada provocării.